Da, 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 păi era. Era o tuse dramatică. Da. La OnlyFans, dar nu la fel de dramatic cu ce avem aici. Mă neliniștește teribil. Și trebuie să-ți spun că n-am avut tocmai cea mai bună zi din viața mea. Am dormit și puțin și mi-a fost și rău pe autobuz. Și... Dar de la ce motiv ți-a fost rău? Pentru prima oară în viață am avut, cred că, rău de mașină. Mă uitam în telefon la un clip pe YouTube și dintr-o dată mi s-a făcut rău. Și a trebuit să știi că rău mai de mașină. Mai alternează și tu cu fereastră. Mai pe, păi asta e, știi că de fapt rău se întâmplă că tu te miști, dacă el are impresia că stă și nu știu ce. S-a întâmplat. Dar, să... Poți să stai mai în față, nu? Teoretic asta ajută, nu? A, păi stai că... Tu stai în față? Locurile alea nu se dau așa de ușor în față, în STB, stai liniștit. Am înțeles. Adică trebuie să te lupți pentru ele, trebuie să... Dacă vrei să prinzi loc în față, trebuie să pleci pe la vreo 6 dimineața de acasă. Și sunt ca la biserici rezervate pentru aia care au făcut achiziția la autobuze. Asta e locul, firea scrie sus ca la biserică. Scrie plăcuț pe plăcuță. Firea, da, da. Domnul nu știu care, domnul nu știu care. Popescu lângă este mitică. Da, da, da. Ia zi o vorbă. Ce crezi că e aici? Adică știi ce e aici? Un pic. Eu pot să înțeleg că e mexican ce se întâmplă aici. Este mexican. Da, cărst. Este mexican, este blestemat. Exact. Mexicanul blestemat. Așa ar trebui să numească restaurantul, la mexicanul blestemat. Mexicanul blestemat. Băi, restaurantul nu se numește la mexicanul blestemat, se numește altfel. E un restaurant care servește mâncare prin Glovo, sau nu știu dacă doar prin Glovo sau prin Glovo. Înțeles. Un restaurant mexican destul de cunoscut și ok, adică nu e... Știu oameni care au mâncat de aici, dar cumva au reușit să facă cele mai nasoale poze din istoria, cred că, alimentației. Deci cred că și aia care desenau un peșter și au vrut să deseneze o tocăniță, desenau mai frumos tocănița aia. Deci orezul ăsta e... Hai să o luăm așa, să începem cu orezul? Orezul ăsta e o adunătură de orez ars care a rămas pe fundul, nu știu, cratiței când s-a fiertă orezul. Asta, asta e. Ia asta, mie seamănă și foarte mult și cu talașul ăla care îl pui la hamster, știi? Corect. Știi ăla care, da, îl pui pe jos la cușcă la, da, hamster? După care avem acolo, fasolea aia pare să fie foarte organică. Pare să fie bucăți dintr-un organ, știi? Tăiat, știi, zici că e un maț? Da. Tăiat în bucățele mici. Da, da. Da, de adevărata artă. Ajungi la piesa de rezistență ca să nu mai dăm de gard sosul. Sosul. Da. Și cine a întrebat? Denis a întrebat care sos, ăla alb? Nu poți, nu ăla alb, nu ăla alb, nu ăla alb e problema. Ăla e cea mai mică problemă din... Deși și ăla alb pare să fie foarte alb, părerea mea e că... Asta e smântână, cred direct. Tu zici că a fost tras cu Huawei, Denis, asta? Pocophone? Pocophone. Ce este un Pocophone? E un telefon Poco. Adică mic. Puțin? Da. Telefon puțin, asta înseamnă Pocophone? Asta e, păi asta e. Nu oferă mult prea multe. E... Dar albul ăla, oricum, într-adevăr, are și Denis dreptate. Pare că strălucește așa, tu vezi? Da, zici că e spumă de ras. Sau nins. Da, da. Zici că exact, l-a nins. Exact, nu e ce și după trebuie. Aia, ce mă dragează pe mine cel mai tare și cred că și pe privitorii noștri cei mai mulți dintre ei, acel sos maroniu, bro. Care se vrea a fi, în teorie, ce? Un sos eu cred că au mai făcut o dată aceeași mâncare fără sosul la maro, pe care au blenduit-o și au transformat-o în sos și au turnat-o pe ea însăși, frate. Da, exact, exact. Deci așa pare că a fost făcut, adică pare un deconstructivism așa, plus că par photoshopate, deși sunt sigur că, sau poate ori fi, legumele, frate. Deci nu-ți sar în ochi așa, nu par fosforescente și alea. Sunt foarte vii. Pentru ce prezintă farfuria asta, sunt foarte vii. Păi, deci e rău, cumva au reușit să fie rău din toate punctele de vedere. Greu. E foarte nasul și de asta că oamenii ăștia au poza asta la produs, deci la mâncare, să te îmbie, da, să cumpere acest produs. Nu, eu nu pot să, eu am zis prima dată că e un burrito. Nu o să spunem cine sunt, dar știți cine sunteți. Dacă cineva, bă, care a făcut garantat asta, se uită la asta, frate, nimic e mai bine. Deci dacă nu pui nicio poză, e mai bine. Și dacă zici că, de exemplu, vinzi, nu știu, tacos sau ceva și pui poză, nu știu, cu un hamburger, știi, pui o poză, crești. Da, exact. Exact. Eu am spus dat că e un burrito, dar după aia mi-am dat seama că sunt doi buriți aici, cum ar veni. Sunt buriți gemeni. Sunt buriți gemeni, nu? Da. Nu știu, e grav.
E rău de tot. Și mai au una care o să fii surprins și este în alt registru. Iată. Au această artă. Deci și este de la același restaurant. Cineva s-a gândit să pună o poză cu produsul misterios, nu se știe. Da. Adică trebuie să-i crezi pe cuvânt că acolo e ceea ce spun că este. Dar ce cred, cred că e un burrito acolo. Adică, nu, așa scriu că este un burrito. Un burrito ar trebui ce, să tu fie. Ce crezi că e acolo? Ce e Denis acolo? O doză de cola. O doză de cola, da, poate să fie. Zgârciuri. Zgârciuri. Da. O, poate să fie o, de-aia, o cutie cu mingi de tenis. Corect. Ia și tu un microfon, Denise, te rog. Hai, fă un efort, hai pentru noi așa. Hai că, hai să da, nu, ce-au vrut să nu încercăm să urlăm. Mi-e place când cineva n-are microfon în, la emisie. Asta e, încearcă da. Să țipe ca să capteze microfonul. Deci aia este. Da, ce s-a băi, vrut? Deci, ce hai s-a, să ce... facem breakdown că... Adică eu pot să înțeleg de aici că au încercat o abordare mai românească a burrito-ului. Cu porumbul, cu floricica. Cu garoafa. Cu garoafa. Garoafa e... tradițional românesc e se servește în coșuresc cu garoafă și porumb. Corect. Zii, e, e burrito de casă, mă. E burrito de casă. Cum făcea bunica. Cum făcea bunica. Da, cum frate, da, bunica. Aici e o compoziție, e o viziune. Sau e o chestie de asta în care aveau probabil decorativ un porumb, o garoafă și un coșuleț și au adus tot împreună pentru această poză. Crezi că au primit temă? Aveți aceste trei obiecte, puneți în valoare acest burrito. E același restaurant, apropo, care a făcut și prima... Dar ai crede că, nu știu, fiind restaurantul ăla, hai să zici că nu faci tu, că ești bucătar și tu știi să gătești, nu știi să faci poze, dar nu bă, iei oricum, pe cineva. Oricum, cred că găsești și niște poze de vânzare pe net, adică dacă cauți stock pictures of burritos, cred că care găsești, care oricum nu? E mult mai bine decât poza cealaltă. Dar îți desenez eu unul, mâncați, da. Așa mor eu. Deci dă-mi da. O foaie și un creion și da. Îți fac eu o schiță. Exact. Pă bune, dar asta e... mâncarea mister, adică nu știi ce e acolo. Oricum, dacă mai găsiți poze cu mâncare greșite, le așteptăm aici să chiar le da. Și garoafa aia sugerează ceva nașul, nu știu de ce, știi că e în nașul e cu da, garoafa aia. Exact, știi? E burrito ăsta care o să-ți vină de hack. Eu cred că e din ăla puternic. Crezi că e burrito nașul? Așa se da. Și... Și porumbul ăla se vede, frate, de se vede, îl simt, am văzut atâția porumb de genul ăsta, este porumb de pe perete, care da. Stă acolo, de la restaurantul dinainte, da. Deci au închiriat spațiu de la unii, care erau restaurant românesc, și porumbul e de la, nici măcar de la aia, nici nu știu cine a fost. De unde l-au adus, da, exact. Nu se știe ce a venit mai întâi, porumbul sau restaurantul, exact, știi? Exact, boabele astea sunt gloanțe deja. Gata, gata cu asta. Și acum din alte culturi. Ia, stai. Poftă bună. Deci, presupun că e un pachetel de școală, nu? De școală, păi da. De școală, adică nu pare să fie de asta cutiuța de mâncare a unui muncitor pe schelă, nu? Nu prea pare. Adică clar este și pare să fie totuși un copil fetiță, fată, nu? Că e cu roz. Da. Da. Asta e orez, e pe pat de orez. A, acum am văzut, da. Ia uite mă, asta e orez, da. Păi, cred că trebuie ceva. S-a schimbat cu trebuie totul. Trebuie un pansament ca să mănânci da. Capete de pui vole. Ești nebun, deci... Cum, dar cum mănânci? Îl iei ca pe... Da, ca pe înghețată. Ca pe covridog așa și muști. Da, da, îți dai seama. Tu cum l-ai mâncat, Denis, pe ăsta? Păi îi bagi mâna în gât direct. Îi bagi mâna în gât? Îl iei tare. Dă mai sus un pic. Dă mai sus. Frate, și cum îl mănânci cu sustențire de plastic? Cu lingura. Adică să... Dă, acum hai înapoi la pui. Da, deci pe... Deci este... Mie mi se pare că e un ou mare și o banană mică, nu? Da. Ăla e un ou mare. Asta e banană dintre aia micuță. Știi că sunt bananele la mici, mici, care ci că sunt mai puternice în gust. Da, sunt mai puternice în gust. Păi asta e, că mică, mică, dar gustoasă. Cred că asta e.
E dwarf banana. Dwarf. Cred că asta este un mit inventat de negustorii de banane cu banane mici. Da, da, clar. Dar crezi că ou este produs de cei doi pui pe care îi vedem în imagine? Faulu. I-a făcut și de ou și de gât. I-a folosit 100% din găină. Da, cum de ce sunt puși într-o ipostază romantică, nu? Păi normal, dar doar nu îi pune să se certe între ei la copil. Îi trimiți mâncare la copil, nu îi pui și tu în formă de inimă să se iubească, să... Eu îi puneam gât în gât, adică să fie ca la cartea de joc. Un cap care să se perungească și corect. Să continue cu alt cap. Ba da, e bine. Nu? Eu îl puneam pe ăla din dreapta așa cu gura să-l muște de gât pe la alt. Sau 69 în direct. Dar crezi că și copiii ăștia sunt dezamăgiți? Ce ai primit azi? Tot cap de pui fript, tot cap de pui fript. Băi, eu am impresia că eu sunt aproape convins că de fapt asta e o delicatesă. Nu cred. Eu cred că ei se bu... Mamă, ăla e șmecher. Eu cred că fac coadă copiii la cutiuța lui cu gât. Băi, între a muri de foame și a mâncat capete de pui, clar prefer capete de pui, clar. Asta, clar. Depinde la ce raportezi, adică dacă raportezi la o societate normală, așa. Nu e ok să-i dai copilului cap de pui fript la el, adică... Dar de ce? Se face poftă la ceilalți? Nu e ok să dai nimănui cap de pui fript. Noi aveam o chestie când eram mici, în generală mai ales, că nu ne prea lăsa la școală cu pizze, cu șaorme, cu de-astea, că făceai poftă la copii. Acum ce se întâmplă aici? Bagă cocoșii înapoi. Faci poftă la copii. Bagă dacă cocoșii, cu... Eu nu-ți bagă capetele de cocoșii înapoi în bancă. Pleacă afară dacă vrei. Credeți să mănânci. Credeți că îi spunea futu-s gâții mătii? Cocoșii mătii. Eu o singură întrebare am. Dar e un cocoș o găină, e așa îmi sugerează. Ăla mai închis la culoare. Da, e da. Cocoșul și aia e găina. Pare că... Eu... Și ia ciocul în gură, trebuia să-l țin. Asta, da. Să-ți-o dau la cioc. Zi. Cum mănânci creierul dacă nu e capul spart? Trebuie să fii un copil puternic. Nu, șmecheria e să iei din toate, ca să iei toată aroma. Adică ideea e când muși capul, să îi mănânci tot capul deodată. Și se amestecă gusturile. Ok, am înțeles. Oricum, și eu când eram mic, la un moment dat... S-a mâncat un cap de ceva pentru prima oară. Gen de miel sau ceva, știi, de alea care se fierb, știi, și se mănâncă ochiul, da. Știi? Da. Ciudat. Puțin spus. Da. Dar pe de cealaltă parte, da, eu... Dar crezi că asta o fi o delicatesă și sunt invidioși? Da, eu așa zic. Ia uite pe Sisi, Sing Sing a primit gâți. Eu am numai ghiare, eu nu cred. Într-o lume de ghiare. Crezi că sunt unii în cultura asta care vin cu unghii? Ce ai primit, boss? Unghii, tu ce ai primit? Bă. Nu pot să zic. Că mă simt prost. Floci de porc. Azi e ziua de floci de porc care se servesc cu lingură și cu fruculiță ca la paste, ca la paste, știi? Exact. Că-s groase, da. Și supranjite, știi? Exact. Iar de la regâți. Eu m-aș simți prost să primesc așa ceva, să-mi pună mama ceva, așa ceva de mâncare, că având în vedere că restul copilor primesc unghii, da. Le-aș face poftă. Nu, chiar m-aș simți foarte prost. Plus că banană și ou. Banană și ou. Eu cred că ouul ăsta e crud, de fapt. Sigur e ceva neregulă. Da. Nu e crud sau are pui înăuntru. E balut? Da, e balut, nu? E balut. Ăla cu pui înăuntru, nu da. Nu știu această sigur că nu știi ce e ăla. Nu știi? Nu. Zi tu, Baboiaș. E ouul ăla. Așa. Care are, e jumate. Embrion. Da, are și embrion. Și ăla se mănâncă, îl decojești, se mănâncă cu tot, cu pui, cu tot, cu cioc, cu toate alea. Eu cred că asta e. Dar nu are, de ce? Păi dacă ai pui aici, mai pui și în ou. E prea mult pui. Dar de ce e verde la gât găina? Vezi că are o tentă verzuie? Cred că e găină de aia verde de Sichuan. S-au strâns de gât în drumul spre școală. Perească Sfântul să-i bage pe ăștia în Schengen vreodată. Haide, dă-i mai departe. Ai de cap. Acum intrăm în pozele astea.
Professional hot dog eating mask. $100. Știm cu toții ce e. E pentru hot dog. Să intre hot dog-ul ușor. Să nu, da. Să intre exact unde trebuie. Bă, dar cine are fetișul ăsta de a se îmbrăca așa? Adică, știi ce zic? În primul și în primul rând, eu m-aș căca pe mine, dar știi, să mă îmbrac așa, știi, să mă prezint, să mă prezint în felul ăsta, știi? Da, da. Și plus că cine arată bine așa, știi? Nu, nu știu, eu în primul rând, pe ce gaură intră hot dog-ul? Bă, în ochi, crezi că se pot întâmpla accidente, da. Mai ales pe întuneric, nu mai știi. Păi ai trei posibilități, bossi, 33%, una dintre ele sigur. Eu sigur aș reuși să-mi pun invers masca asta, nu știu cum, dar știi, deci sigur aș reuși să-mi pun ochiul în loc de gură, deci sau să te pulească în ceafă. Ce? Să mă pulească în ceafă? Da, da, sigur aș reuși să o pun invers. Să-mi intre nasul pe aici. Da, da, aș face ceva. Ceva greșit. De genul, da. Mai ales pentru întuneric la repezeală. Iartă-mă, e prima dată, da. Dar necesită foarte mult timp treaba asta cu BDSM-ul, știi? Adică e un timp de pregătire. Nu poți, știi, în focul pasiunii să te apuci să pui pe tine 7 straie de piele și mască de hot dog. A, și știi da, ce? Da, asta da. Adică trebuie să vii dinainte pregătit. Adică da. Trebuie să te îmbraci de la tine de acasă cu asta, să chem Uber-ul, știi? Te oprești la Mega, iei o baterie de vin să nu te duci cu mâna goală. Corect. Și poți să vii cu vinul. Niște hot dogi. Da, da, exact. Niște hot dogi. $100, apropo. Mie se pare afacere la $100. Bă, da, eu mă gândesc foarte mult la aia care au concursuri între astea de mâncat hot dogi, că ar fi chiar foarte useful așa, că se mai întâmplă în vria momentului, mai bagi un hot dog în nas din greșeală, mai așa, știi că îi bagi pe toți în gură și... Dar crezi că e mult pentru o mască de BDSM $100? Bă, nu e piele naturală la $100. Ar fi trebuit aia să coste mai zic, mult. Aia voiam să zic. Bă, eu cred că e și piele bună și cred că e bună și la anul. Deci că e bună și la... Da, că eu cred că ți-e bună... Dacă îți crește doar limba și ochii, dacă îți crezi că ai loc. Da. Băi, eu am văzut la un moment dat, eram în Spania și am văzut la o pielărie. Am fost la o pielărie tradițională. Am intrat într-o pielărie, ce să mai... Da, da, așa. Și avea un corset ăsta, dar... Era o chestie de aia în care erau niște lucruri peste țâțe. Era în două treabă de asta, știi? Știi, cu un corset ăsta, știi? Da. Provocator, să-i spunem. Am înțeles. Bă, și costa, nu știu, era natural, piele naturală lucrată, dar nu știu, costa ceva gen 1400 de euro din asta, știi? Deci asta mă îndoiesc, eu cred că e nu polipropilent, că... nu știu, din material de la sintetic. Da, o postă cam mult pe poza asta, adică... Ia să vedem, stai să... Aici am și eu ceva. Ia, zi tu. Am... Cine, în primul rând, cine sunt doamnele? Deci asta da, e hai Kim. Să discutăm cine e personajul, Pete Davidson. Clar. Public mai tânăr, sigur știe toată lumea, este un comedian american, Saturday Night Live, carieră fulminantă, foarte tânăr, a reușit multe lucruri în lumea comediei și a celebrității americane, să numim așa. I-a mers foarte bine anul ăsta. Semi-chipeș în felul lui, așa. Da. E amuzant. Asta e. Și foarte apreciat de către doamne. Aici această memă reprezintă faptul că multe doamne atrăgătoare, cum ar fi Kim Kardashian, Kate Beckinsale, Ariana Grande, au trecut pe la dânsul sau el a trecut pe la dânsele. De mai multe ori. Da, în principiu, da, și pare că stă bine în zona sexuală, se comportă... Frumos. Da, corespunzător. Așa, tu ce ai de spus despre asta? Eu, ai văzut serialul Wednesday? Da, miercuri. Ai văzut, exact. Așa. Am văzut o memă care spunea că inevitabil Pete Davidson o să fie cu Jenna Ortega și trebuie doar să ne pregătim pentru că oricum o să se întâmple. Cu Jenna Ortega? Da. Și... Dar de ce? Nu știu, mie mi se pare că e superputerea lui Pete. Bă, mi se pare că eu am zis odată că ăsta ar putea deveni Marilyn Monroe masculin, gen o să fie o femeie președinte, gen Kamala Harris, și sigur o să o bulească și după aia o să moară de supradoză ca Marilyn Monroe, o să-l omoare serviciile secrete, știi? Adică sigur o să se ducă ca Marilyn Monroe, asta e o variantă. Și a doua chestie de spus aici este că femeile au încercat cumva să o vireze sau, nu știu, presa cumva pro-feministă sau anti-masculinitate toxică sau ceva... Sau nu știu,
Da, să spunem că ar fi aia din direcția aia. Am spus, doamne, de fapt, el este un om foarte trist pentru că, fără niciun fel de caterincă, aceste femei s-au folosit de el. Și că au și declarat multe dintre ele că aveau nevoie de o alinare sexuală sau că erau după o relație dificilă cum era asta, Kim Kardashian după Kanye. Și că, de fapt, el este un om folosit și bagiocorit de aceste femei, care este efectiv, duce o viață extrem de tristă. Băi, eu nu zic cum o duce o viață extrem de tristă, dar din punctul ăsta de vedere. Băi, ceea ce trebuie înțeles, din punctul meu de vedere, este că bărbații și femeile nu-s la fel. Înțelegi? Da. Și s-a zis okay aici că, prima dată. Și ok că nu-s la fel. Da. Și nu știu câți oameni văd lucrurile așa, știi, săracul, uite deci tu, l-au abuzat toate femeile, Ariana, l-au panjocorit, Grande, da. Nu știu ce să zic. O fi. Tu ce zici? Cum o vezi? Tu dacă ai fi cu o femeie și după aia ai zis, domne, dacă uite, de exemplu, te-ar combina Kim Kardashian, da? Te-ar suna și spune... Baboiașule, ți-am văzut podcastul. Hello, dear Baboiaș. I've seen the podcast and the work you do at Happy Fish. Would you like to see my mansion? Yes, please, ai spune tu și te duci, înțelegi? Da. Și petreci un timp cu doamna, așa. Te înjuri cu Kanye un pic pe mesaje, bâncă-i copiii aia 17 sau câți o avea pe cap, exact. Înțelegi? Și pup o dată pe frunte și te dă afară din casă, înțelegi? Nasol? Nasol? Adică... No. Una peste alta, nu nasol, una peste nu? Alta e win mare pentru Pete, sincer. Bă. Da, e win mare, mare rău de tot, nu știu, e... Nu pot să înțeleg de ce l-a rugat toată lumea pe Pit. Pe de cealaltă parte nu pot să înțeleg de ce mai... Plus că dă seama că toate astea îl țin cumva activ ca personaj. Ce, aceste întâmplări? Păi da, că sunt zvonuri continuu cu el, știi, nu dispare într-un an de zile. Da, e adevărat, oricum, nici ca el, ca comedian nu e nasol, nu e nici nu, the best nu. Ever, dar nu e nasol. Da-i, adică da. Are glume bunicele, lucrează de mult în industria asta, sunt sigur că omul e și destul de, să zic, muncitor, pentru că n-ai cum acolo, dacă nu-ți faci treaba asta, te menții. Da, nu știu, eu cu Pita aici, sunt așa. Da, da, e bună mema. Și da, s-a folosit și, nu mai răspunde Kate Beckinsale la telefon, ce trist sunt, ia stai că mă sună Kim Kardashian. Stai că, o să folosesc pe Kim Kardashian ca rebound, ce rău îmi pare. Deci, Pete, stai liniștit, într-o zi o găsești tu o fată bună să te așezi la casa ta. Exact. Asta e o prostie, nu știu de ce distrează. Am primit-o de la multă lume pe asta. Am înțeles. Țara Chile, care e foarte îngustă și lungă, au rulat-o pentru conveniență. Și cineva și-a închipuit-o cum ar fi rulată. Ok, da, pot să... Are mare interioară și ieșire la ocean. Asta e mișto, ar fi asta mișto. E șmecherie mare, da. Cât ar costa să... Să se întâmple asta? Chile. Doamne, ce vrei? Ce investim anul ăsta? Doamne, am vrea să rulăm țara. Atât am avut. Puteți să dăm și mai departe. Așa? E bine că le bifăm pe toate. Asta trebuie o să-și aducem ce teoria conspirației crezi de fiecare dată când se lansează un nou sandwich cu pui și mai departe la scrie ce? Și la jos este, l-a luat CIA înainte să termine ce avea de spus. Da, mi-a luat ceva timp să înțeleg că eu eram băiatul ăsta. În toată combinația asta eu eram băiatul ăsta. Erai cu what? Da. Și după aia mi-a dat seama că de fapt trebuia să mai spună ceva. Care e teoria ta outlandish de conspirație? Outlandish. Uite, îți dau un exemplu pe a mea. Yeah. Mea preferată este că porumbeii nu sunt adevărați. Că sunt... Roboți. Roboți. Da. A ta care e? Ai una? Nu știu dacă am... Nu am eu una a mea, dar eu... La un moment dat, și asta e foarte recentă, la un moment dat mi s-a părut foarte cool conspirația aia că prin vaccin s-au băgat bombițe în noi. Aia mi se... Bombițe? Da. Da, mie mi-a plăcut aia. Bombițe? Bombițe. Și explodezi la un moment dat? Da, activate de 5G.
În Anglia a fost conspirația asta și mi-a plăcut. Adică cine a gândit chestia asta chiar a fost foarte, foarte cu minte. Mi-a plăcut asta și asta că... Și când țărim în aer? Păi trebuie să vedem acum când intre 5G-ul. Nu știu dacă sărim în aer toți odată. Că asta e, că dacă sare unul să vezi cum e și după aia... A, sau nu, aruncă câțiva în aer și după aia te amenință cu chestia asta. Vezi asta că dacă nu ești cu minte, păi asta, ai văzut ce a pățit. Dar cum mai scoți bombițele din tine? Trebuie să-ți faci alt vaccin. Să-ți bagi alte bombițe. Eu aș face pe bază de subscripție ca la Netflix. Da, nu? Adică să-ți cumperi nesărit în aer următoarea lună, știi? Și cu revolving, știi? Dacă n-ai bani pe card din asol, știi? Și-a bățit, mă, nu mai erau bani pe card. Ești nebun, n-avea bani să plătească abonamentul la neexplozie. Ai plătit neexplozia luna asta? Nu, am uitat. Da, eu aș face un alt vaccin cu niște omuleți mici. Așa, nano omuleți. Așa. Care să vină să îmbrăcișeze bomba. Uh-huh. Ca să te apere pe tine. Știi? Să se sacrifice nano-omuleții? Da, pentru nanobombele din noi. Pentru nanobomba din tine. Da, exact. Păi e bun asta, pentru nanobomba din tine. Așa. Aoleu. Astea sunt dulcegăriile mele preferate. Deci, astea sunt memele alea pe nostalgie. Nu știam că există și românești. Există, da. Am văzut americane, știi, cu uh-huh. poze din anii 99-2000, uh-huh. cu ai dormit atât de mult, te-ai trezit din somn, ce bună era lumea atunci și ce de căcat e acum și lasă războaiele și pandemia și tot, hai să ne jucăm pe Nintendo, știi? Și asta ce zice? Totul ok cu... Nu dă și o variantă. Hai să ne jucăm Chicken Invaders amândoi. Bă, poza pare... Nu știu de ce pare românească. Fata sau nu știu, pare că e în România, deși puțină lume totuși avea Nintendo 64. Aia voiam să zic, că dacă e în România, e în bucățica aia de Românie șmecheră. Aia care a avut și Disney pe televizor și a avut cablu, a avut calculator. Oamenii aia care s-au jucat GTA 2. Da, și e genul ăla de... Deși poster are poster cu Pulp Fiction, cu Retro Chili Peppers, cu Guns N' Roses. Da, astea erau clasicele de așa. Ăla dacă e cu Motorhead, e un pic... Hai să zicem că ascultă. Are cărți pe stânga, sub ursuleț. Da. Știi? Da. Cumva e too good to be true, așa. Plus că cine dracu stătea așa de aproape? Și înțeleg că era pe cablu tot, da. Bă, nici eu nu stăteam chiar atât de aproape de televizor când mă jucam. Știi ce zic? Mhm. Păi, da, tu ai nostalgii de astea de când erai mic? Eu am asta, da. Când mă jucam pe ceva sau da, că... da. Ai, nu? Am, în ultima vreme mă bântuie foarte tare. Erau niște bezele pe biscuite învelite în ciocolată. Arslan Malou. Exact. Se scrie Arslan, știu unde se găsesc, dar nu că se găsesc, se găsesc alea, boss. Te rog. Arslan Malou se găsesc la Sofitel. Nu spune, că vreau să mă să le pe toate. O să fie mâine o coadă de 50 de exact. De la Happy Fish. Exact. Sunt, frate, este la Sofitel treaba asta, gen la Casa Presei Libere. Unde e Sofitelul acolo, World Trade Center, cum îi ziceau înainte și așa. Înăuntru sunt niște galerii comerciale și în galeria comerciale e un supermarket care are tot felul de produse din astea, inclusiv Arslan Malou. Am aflat și despre ciclurile de producție de la Arslan Malou, care n-au niciun sens, povestea omul ăla de acolo. A zis că și el că le găsește la furnizor, le cumpără, dar aici în product 2 ani de zile, după care 5 ani nu mai fac nimic. Nu știu, probabil că întreaga lor strategie e pe nostalgie, știi? Și trebuie să, ei sunt conștienți, probabil că sunt ăștia produc Arslan Malou, probabil o acadea care se mânca acum 10 ani, da, adică da, au numai da, produse de astea, de acolo sunt, știu exact unde sunt. Perfect. Pentru că aveam chestia asta și când mă jucam în NFS, când eram mic, cu volanul, când era ziua mea și erau foarte mulți copii
Și stăteam la birou și aveam monitor dintre ăsta mare, așa pătrățos, și era volan dintre ăla care se vira atât. Atât. A, și avea, se oprea, adică nu mai da, avea. Da, nu mai avea cursă. Adică nu mai avea cursă. Nu, atât. Bam. Era cea mai mare șmecherie din viața mea, când m-am împiedicat de cutie de Moș Crăciun, că îl primisem de Moș Crăciun. Era unul albastru cumva? Sau? Nu, era galben. Galben era Logitech, da. Deci când m-am împiedicat de cutie, că era pentru neric, am... Știi ce mai se termina lumea. Și știi ce mi-au la magazinul ăla? Ce? Eti Puf. În același magazin există și Eti Puf, cred că e aceeași firmă care produce Arstar Malo, Eti Puf. Îmi pare rău, sunt foarte hater pe Eti Puf. Nu? Nu-mi plac Eti Puf. Nu? Eu am fost cu Eti Puf, eu am fost generația Eti Puf. Asta cel puțin Eti de Puff, acum. Gumă cu tatuaje. Da, guma cu tatuaje, clar. De fapt era Chupa Chups cu tatuaje când eram mic. Era Chupa Chups cu tatuaje și aveai albume. Când nu spuneai tatuajul da. Ca țăran, trebuia să ai super dubluri ca să spui tatuajul pe tine ca țăranul, nu? Lipeai în album și făceai colecțiile. Așa, dacă tu suntem la capitolul ăsta, era de nostalgie. Era Cornu Cipicao care avea stickere și mai avea și butonașe de alea pe care le apăsai și săreau. Ce făcea? Nu știi butonașele alea, le apăsai. Un pic, deci Cornul avea butonaș? Da, avea... De la Con sau la Cipicao sau la Citos, nu mai știu la care era. Bă, la toate, că era deja un trend. Erau alea de metal. Da, le apăsai. Deci cu ele. Exact. Da, tot așa. Eu sunt un pic altă asta generație. E, da, da, da. 10 ani ne despart și uite ce diferență. Eu mă bucuram la Napolitana Cucurucu, se numea, care avea surprize cu familia Flintstone, ești nebun, aveam album cu familia. Holy da, shit. Frate, da. Da. Adică familia Flintstone, te uitai ca și copil alea și nu era ca acum cu desenele astea cu ăștia care umblă liber personajele. Aveau probleme, boss, venea chiria, venea rata la casă, îl dădea șeful afară, adică era... Bă, da, să știi, chiar da. Chiar aveau probleme serioase, știi? Wow, da. Și trebuie să recunosc că mi-a mai venit într-o zi o poftă extraordinară, când eram în generală, ni se dădea la școală suplimentul ăla, napolitane de vanilie cu brânză topită. Combinat? Asta era masa, boss. A, erau și una și alta. Da, și asta era porția fiecăruia, gen două de brânză topită și o napolitană cu vanilie. Deci, știi că se spune că nostalgiile astea, de fapt, sunt de fapt o chestie emoțională care se leagă odată de faptul că regreți că nu mai ești mai tânăr și era da. Sentimentul ăla de a iubi viața și a iubi tot ce e în jurul tău, știi, și nebla, când descopereai, de exemplu, exact napolitane cu brânză de care în sine e o mizerie, adică știi? Extraordinar de mare. Doar că bucuria aia de a fi copil cu ceilalți copii, cu sentimentele asociate, de fapt aia contează, știi? Că de fapt în sine și perioada asta de anii 90... Începutul anului 2000, dacă stai să gândești în România, era haos, boss. Nu știai cât valorează, de fapt, banii. Nu știa nimeni cât o să fie leu mâine. Nu erau locuri de muncă, trebuia să stai la... Erau câte 30 pe loc, oricum. Erau oamenii plătiți de căcac, niște alea de... Sigur, au fost și unii care au speculat și au făcut bani. Și dacă aveai firea asta antreprenorială și te agitai, se puteau face bani. Dar se tăia și rău în multe aspecte, adică... Se mânca mâncare cam nasoală, adică oricum în România așa cum se mănâncă mâncare nasoală. Aia vreau să zic că nu e, da. Dar... Am avut pozele alea mai devreme care... Suficientă nostalgie. Asta nu... Trebuie să-mi explici un pic. Noua tehnologie curve. Wow! Bucură-te de protecție în orice poziție ai dormi cu absorbante de librez care se adaptează mișcărilor corpului tău. Și în tehnologia curve. Dar nu, în primul rând, hai să luăm prima bucată de copii. Deci, absorbantele nocturne care se adaptează mișcărilor corpului tău, cu aia dormi. Adică ăla de zi nu se adaptează deja mișcărilor. Deci am nevoie de altul ca să se adapteze mișcărilor când dorm. Asta trebuie să... Cu siguranță ăla de zi se adaptează mult mai bine mișcărilor. Adică n-ar trebui să se adapteze statului, nu știu, stă. Știi, n-ar trebui să...
se adaptează, se adaptează foarte bine la lipsa. Eu la absorbant îți faci următoarea reclamă cea mai bună posibilă. Absorbantul nu știu cum stă. Atât semne exclamării. Că asta nu dat Dumnezeu să stea, nu? Da, adică, nu? Asta e important până la urmă, la finalul zilei, nu? Să-și facă treaba, da, să stea. Stă. Să stea, da. Și după aia venim cu problema adaptării pe piața locală, că n-ai cum să spui unui absorbant în România curve. Asta n-am văzut, acum am văzut. Ți ți-a scăpat asta cu curve? Da, da. De asta ți-am și zis că trebuie să-mi spui, că nu-mi dădeam seama care e toată șmecheria. Dar, bă, nene, noua tehnologie, curve. Curve, frate. Așa a fost o altă problemă cu aceeași problemă, de fapt, de traducere și lipsă de adaptare. A fost la Dacia Nova, nu știu, tu știi chestia asta? Da, nu știu, trebuie să-mi spui. Pe piețele, pe piețele vorbitoare de limbă spaniolă. Când au lansat Dacia Nova sau Renault Nova, mă rog, cred că era încă era Dacia atunci, nu știu dacă era Dacia, Renault. Dacia, Dacia. Sau vândută ca Renault, că acum ați vândut de ca Renault pe anumite piețe. Se numea Dacia Nova. Și dacă desparți cuvântul Nova în două, înseamnă Nova, adică nu merge. Efectiv, au vândut o mașină care se numea Nu merge. Mega fiasco, adică clar, nu-ți cumperi ceva pe care scrie nu merge. Da. Wow, ok, dar asta n-am știut. Nice. Da, hai să-i dăm mai departe. Noua tehnologie, curve. Ați adus pâine pentru lebede? Nu. Asta e, le mâncăm fără pâine. Am și eu aici cu lebede, cu Austria și lucrurile astea, dar le luăm toate pe rând. Asta da, e... mie mi se pare, lăsând, că o să tot discutăm probabil pe tema asta cu dat companii înapoi și alte idei de astea foarte, foarte inteligente. Mi se pare tare cu țărăniile retroactive, gen dacă tu ai făcut o țărănie... Da. Și după aia ăla îți face ție o țigănie, țărănia pe care ai făcut-o tu... brusc devine justificată. Adică e ok că s-au mâncat lebedele atunci, dacă acum ei au ars-o prost cu noi. Aha, corect. Înțelegi? Da. Deci brusc de unde gestul de a mânca lebedele imperiale care au fost mâncate la momentul respectiv. Da. Așa, acum nu mai pare atât de nasol. Adică acum par așa niște luptători de rezistență. Asta e niște gherias, da. Da. Dar în avans, știi? Da. Avans la letră, exact, ca să spun așa. Exact. Așa, dar eu zic să facem o campanie concentrată sau concertată. Așa. Să le mâncăm toate lebedele, boss. Nu ale imperiale sau neimperiale, toate, frate. Toate. Adică dacă tot mergi la schi sau așa, mănâncă, frate, o lebedă. Crezi că se dau, cum a fost acum, bonusul ăsta că primeai ucrainieni la tine în casă, știi? Crezi că se dă dacă aduci dovadă că ai mâncat X lebede? Se dau bani pe câte lebede ai mâncat? Știi că s-a boicotat și Red Bull mai nou. Și Red Bull. Da, știu, și BCR-ul, și Raiffeisen, și Red Bull. Da, Red Bull. OMV-ul. Da, Petrom. Am văzut o poză extraordinară că o să sufere foarte mult aia de la OMV, că acum nu mai pune gigel de 20 de lei motorină în BMW-ul lui. Băi, asta înțeleg, asta cu boicotul eu susțin, sincer. Bă, dacă oamenii au ars o țigan cu noi, îi boicotăm, asta chiar o înțeleg. Uh-huh. Hai să-i dăm mai departe. Așa. Wow, asta este cu text. Deci acest tânăr spune că la un moment dat în timpul unei relații ajungi în punctul în care să fii văzut rectul partenerului de mai multe ori decât el însăși și că este ceva frumos în asta. Și de sus scrie preotul, spune mireasa pregătit și ia jurăminte. O glumă bună și, și adevărată și de cu facts. Da, așa e un fact. Da. E un fact. Da. Adică un om sănătos la minte de câte ori în viață își vede propriul rect. Odată îl vezi sigur. Stai. Sănătos la minte. Și la rect. Stai. Și la rect, da. Sănătos la minte și la rect, de puține ori. Dar dacă ai, Doamne ferește, hemoroizi. Sau o problemă cu una din cele două. Exact. Îl vezi des. Îl vezi des. Oricum, eu tot timpul am o senzație asta de disociere când am făcut chestia asta. Parcă era altcineva, știi ce zic? Cum adică?
Adică părea străin, parcă nu era, știi, parcă nu era parte, era din, parte din tine. Parcă nu? Era martor la o chestie care mi-a aparține, despre care nu știam, nu știu, ca și când aș retroceda o proprietate despre care nu știam, știi? Și treceam tot timpul pe lângă chestia aia și brusc aflu că am un strămoș care... Nu știu, e exemplu prost. Dar nu pare, știi, pare străin. Oricum, pe mine asta mă fascinează la ființa umană și apropo de cât de puțin controlăm din ce se întâmplă în noi, cât de deconectat ești de ce e în tine, efectiv. Adică de organe și chestii, știi? Uh-huh, da. Dacă pui un om pe stradă să zică unde e splina sau orice organ de ăsta important, va avea dificultăți să identifice exact, știi? Așa e. Dincolo așa e, că da. Nu poți să controlezi nimic din ce fac. Dar este mind-fucking-blowing. Asta, parcă ai un POV de ăsta, ești cumva la un calculator, cumva și manevrezi chestia asta, dar nu ai, nu conștient. Oricum, probabil că ai luat o raznă dacă ai simțit fiecare chestie în parte. Dar oricum nu știi, adică, Matsu, ce faci acum? Eu nu știu ce face Matsu meu acum. Ficatul știu sigur că nu face bine. Dar asta e... Asta e din cauza unor decizii personale. Unde e, n-aș putea să zic, doar când mă doare. Știu că e pe aici, am cred, înțeles, undeva. Da, da. Dar, știi, mergi, ești complet deconectat de chestiile astea. Asta așa e, da. Nu m-am gândit la asta niciodată. O să te trezești noaptea transpirat. Plămânii. Hai că plămânii știu unde sunt. Dar da, nu știu, rinichiul drept. Eu, știi că dacă te dor rinichii, te doare în spate. Presupun. Eu... Sunt pe aici pe undeva. Da, pe da. Aici pe lateral, de exact, fapt. Exact. Nu știu unde, n-are nu știu niciun unde sens, e, nu nimic. Știu unde e nimic, știi? Exact. Nimic, n-are sens, absolut nimic. Oh, ce drăguț. Asta e derivată din mema cu spaghetti. Da. Că cad din buzunar spaghetti. Semn de emoție sau de nu știu ce. Dar asta, uite, pe mine depinde cum e sosul. Nu m-ar deranja foarte tare chestia asta, mai ales dacă mi-ar fi foame. Adică dacă aș putea doar să bag o farfurie de dedesubt să iau ce aia mi-a lăsat. Aia vreau să zic, da, că dacă știi cum să le iei, rămâne impecabil tot. Bine, ar fi în continuare, da, aș pune sub semnul întrebării, știi, sănătatea mentală a persoanei care asta, a făcut da. Asta. Dar aș putea să iau așa cu farfuria. Și cred că direct cu gura, dacă... Da, știi cum aș face mai simplu? Aia... Pui farfuria deasupra și după aia faci așa. Da. Și aia e. Da, da, corect, corect. Atât. Și plus zi, că... plus că și se amestecă atunci și atunci pastele sunt în totalitate acoperite în sos. Băi, am văzut astăzi la restaurant când am fost doi bătrâni aici lângă noi. Așa. Cred că se comportau bizar rău de tot. Păreau să fie, nu știu, adică păreau un cuplu de extraterestri din Men in Black, știi, deghizați prost. Da, da. Știi, genul de extraterestri deghizați prost. Ori săracul, adică bătrânul era genul ăla de bătrân cu față de aia de perpetuă suferință, aia care stau cu gura deschisă și fac așa ca peștele, știi? Da. Generator de milă statusul ăsta, ca să spun automat. Așa. Automat. Problema e că se purta foarte rău cu ospătarul, ceea ce cumva echilibrându-se astea două, pot vorbi obiectiv despre el. Da. Dacă era doar suferind, nu mergea. Dacă n-a început să o ardă cu Octavian, ce durează, bă, atât! M-am gândit pentru o secundă, bă, poate o fi patron, dar teoretic se știu acționarii de la restaurantul ăsta, dacă e un lanț mare. Nu știu, o fi fost ceva, nu știu, pe acolo. Deci se cam purta urât cu ospătarii și da, părea că îl strânge corpul. Știi? Da. Părea că îl strânge și că da. Încearcă să-și facă loc, știi? Ca în Men in Black, știi? Da, da, da. Așa da. Și soția... Ai vrea să întreb de doamna ce făcea doamna. A comandat un bol gol de supă și după aia cred doar că a comandat două porții de burgeri despre care n-a precizat cum ar trebui să fie serviți și ospătarul a venit cu două porții de burgeri care erau cu un burger, cu asamblat, practic, cu chiflă, burger, chiflă deasupra, cartofi în jur, știi? Uh-huh. Și am văzut doar că vorbește cu ospătarul care a extras din burger doar chifteaua și a pus-o în cartstron, boss. Din fiecare burger, iar burgerii împreună cu cartofii au fost duși înapoi. Atât am avut și despre povestea asta, m-am gândit să mă împărtășesc cu voi. Să o împărtășesc cu voi, da.
Da, nu știu ce să zic, par niște NPC ceva. Da, părea... Era într-o lume dintre asta. Părea că e autogenerat, știi, lanțul respectiv de restaurante. Exact. Generează niște holograme cu diferiți clienți, știi? Exact. I-a dat un AI să studieze oamenii nesimțiți și a scos cei mai buni. Cine știe, bine îmbrăcați. Adică erau și îmbrăcați foarte bine, deci oamenii ăștia peste toate lucrurile astea erau îmbrăcați și foarte bine. Da, dar nu pot să suport oamenii care se comportă nasol cu ospătarii. Băi, da, mi se pare că denotă ceva da, foarte exact. Nasol de și tine. Plus că să-ți vergi toți nervii pe un ospătar că nu e mâncarea ok, mi se pare cea mai mare retardare. Că omul doar își face treaba de a ți-o livra cu zâmbetul pe buze și... Da. Eu aș face o cărciumă în care, nu toți, dar o parte din ospătar, să zicem că ai 10 ospătari și doi au dreptul să te bată. Dar nu știi care sunt aia. Da. Asta știi, adică poți să nimerești la care are voie, dar să fie legal, știi? Să se dea o lege pe Horeca, 20% din toți ospătarii dintr-un local au voie să te bată. Deci la 4 ospătari, unul te bate, știi? Mm-hmm. Da, e bine. nu e bine, 25%. 25%. Așa. Dar 5 ospătari unul are voie să te bată. Pot să înțeleg, da. La 4 ospătari 0,8 sau cât dracu fine. Un ospătar mic. Un ospătar mai mic, da, exact. Dar are dreptul să te bată. Și nu știi care e. Asta e problema. Uh-huh. Știi și ei cina, nu știu ce, pac, nu știu ce, și l-am dat să vezi la altă masă. Bam! Jos! Da. Na, dacă nu-ți convine burgerul. Mi se pare că s-ar legra foarte mult bunul simț, știi? Ar fi ceva... Că asta cu amendă, că vine managerul, că te face nu de căcat, există. Că poliția, da. Că nu știu ce. Mm. Nu, frate, să fie și de ăștia foști, de ăștia, ori jandarmi, ori bătăuști, adică să fie unii și profesioniști, adică să te bată frumos, să nu fie cum un scandal. O aia. Bucată jos, adică... Da, 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 că vorbeam tura trecută și de... Și se reglează, da. Ar fi ceva foarte bun. Chiar ar fi ceva foarte bun pentru restaurant. Dăm mai departe? Hai să-i dăm mai departe. Cred că este făcută statuia asta de aia care a făcut pozele la mâncare. Yikes. Da. Dar e clar că... E clar că e o poză cu... E clar că cineva și-a dorit să-ți facă ceva nasol. Adică... Da. Adică clar, e o poză cu cineva care își ține carasul în mână. Păi că eu n-am văzut pești care să arate așa, acum cinstit vorbind, știi? Ai prins CV-ul de la pescuit, ai luat ceva, am luat o pulă. Literalmente, da. Da, da. Nu știu, e... Plus că știi ce este și mai tulburător? Ia? Dă zuz un pic. Uite ce privire are, frate. Deci uite-te un pic. Exact, deci... Uite-te și tu. Deci... După ce că l-au pus cu carasul în mână, i-a făcut și privirea asta, știi, de... Iș, așa, cumva... Da, la gură, dacă te uiți, da, pare, da... Știi, labă tristă, știi, cam asta îi spune. Pare că, da, pare că nu știe cum a ajuns aici, nu... Și sunt sigur că acum e ceva blasfemic ce facem aici, știi? Că e o figură religioasă, sunt convins, știi? Că e unul zici? Care... E cineva care a venit cu pești, știu că e în Biblie cineva care a venit cu pești. Nu mai știu care din ei, dar e unul cu pești, sigur. Păi, nu Iisus, că ăla i-a multiplicat, a făcut manevră, dar invers, știi? Da, că Iisus așa, frate, în loc să-ți facă manevră, să-ți dea mai puțin, îți dă mai mult. Da. E invers. E invers de la Maradona. Reversed Maradona, asta vă zic. E invers de la Maradona. Am înțeles, da. Da, nu știu, pare că s-a nimerit aici și e doar trist și vrea să alunge tristețea. Pentru câteva secunde, care oricum după aia o să vină și mai tare, că na. Că așa se întâmplă. Da. Dă-i și tu mai mare un pic. Da. Cam asta. Cu carasul în mână asta, cu altceva n-am putut. Aici ți se servește pizza la crematori, deci la pompe funebre, cât timp alegi... Cum ar veni... Coșciugul și planul de înmormântare, ești servit cu pizza. Nu mi se pare rău. Nu? Nu. Nu mi se pare rău. Nu e o mâncare prea festivă? Nu, și zic și de ce. Mie mi se pare că pizza a ajuns să fie ceva așa foarte comun.
care e ok la orice masă. Eu aș servi așa ceva mai, știi? O tocană, ceva mai serios așa, știi? Mai da, serios, dar și mai sumbru un pic așa, mai urs. Da, urs. Caras. Nu poți să dai pizza sau mini burger, știi ce? Mini burger. Mini burgeraș. Ar putea să dea mai multe feluri de colivă și combină până la final și de colivă. Păi nu poți încă coliva, după ce... Păi da, dar până la final îi faci să ia tot de la tine. Ce aia nume? Îi faci să cumpere tot de la tine. A, și coliva. Ca să fie schemă, să fie și o degustare mascată de colivă. Nu știu, mie pizza mi se pare... Da, pentru orice ocazie? E, da, și plus că, cum ai zis și tu, într-adevăr, e festiv și mai îmbunătățești așa, mai... Upbrings you, știi, așa, mai, te mai înveselește un pic. Și nu poate să fie foarte bună, știi? Asta mi se pare. Asta e. Că nu poți să faci cea mai bună, chiar dacă tu să zicem că ești cel mai bun pizzar, știi, din România și întâmplător ai pompe funebre. Trebuie să-ți dai singur downgrade, da. Să te... Tu ca, să-ți ca dai pasiune ești debuff. Pizzar, dar ca meserie ești... Dar cum ar fi că acolo să fie cea mai bună pizza din oraș, de fapt? Asta zic, nu? Din țară sau da. Din lume. Da. Da. Știi? Trebuie să-ți dai singur debuff. Da, nu ai. Că nu poți, adică cei care sunt la mormântare, nu poți să pui chestia asta. Păi știi că dacă le dai ceva prea bun de mâncare, o să se simtă nasol că se bucură prea mult de mâncare, știi? Mm-hmm. Deci mâncarea trebuie să fie cel puțin mediocră, cel mult mediocră, știi? Adică nu vrei să vină lumea să te planifice în mormântare sau chiar și la masa de după în mormântare, știi? Da. Vrei să zică, mamă, ai gustat! Ai gustat țavarina asta? Ce bună e, ia da. O gură, ia o gură din, știi, din... Da, da. Din carasul. Maică-mi doresc să mai moară cineva, să mai mâncă niște pizza. Asta e, să fie cea mai bună, să fie cea mai bună pizza la serviciu la funebru, dar să n-ai voie să mănânci decât dacă vii cu mort. Păi da, normal. Și după aia să fie oameni care, na, își șenează ca să abuzeze de acest sistem de... Păi ăsta n-a mai murit o săptămână, acum două. Ce se întâmplă? Da, era fratele geamăn. Da, eu zic da, pizza la mortuary and crematory. Asta e de două ori. Înseamnă că trecem la ce e mai bun. Da. Trecem la ce e mai bun. Stai că am început puternic rău de tot. Așa. O să vreau să te concentrezi foarte tare la tranziție, că e un fel de doamna Claudia așa. Mamă. Cățești gura tare pește de la ăsta. Mamă, mamă, mamă. Bam! Dar deci nu pot să mă uit, nu? Nu pot să mă uit la asta. Mamă, mamă, mamă. Gabi, spune, mai stăteam și cu gura deschisă. Primul comentariu, bă. Și cred că Tudose Marian este chiar domnul din videoclip. La față ia, stai așa un pic, stai. La față ia, bă, stai. Pune clipul. Stai că-ți dau. Pune clipul, stai. Așa. Ia uite-l. Da, mă, el e. Și e ok. El e, frate. E ok. Bă, nu te doare să faci așa ceva? Cât e viu chestia asta? Are 2473 de like-uri. Băi da, asta la asta se uită și copii, adică în algoritmul ăsta ajung și copii. Da. Da. Da, garantat. Adică dacă copilul meu nu are TikTok, dar dacă copilul meu stă pe TikTok, există o șansă mare să-i flutere Tudose Marian Belengher în față. Da, este foarte probabil. Nasol, nu e bine. Cel puțin rău. Plus că nici nu te aștepți, știi? Da. Adică nici n-ai cum să știi, asta e unde n-ai cum să eviți, știi? Păi asta e, că e și un moment de tranziție, adică de la fotbal, distracție cu copii, bam! Ma. Intră domnul Marian, care... Mamă, dar e complet, are și aia cu pantera, mai ăla, ia dă un cadru fix, domnul Marian.
Are tot... Dă-i stop, dă-i repede. Așa. Stai că vreau să-i prind zâmbetul. Asta e. Dar crezi că e de meserie? Nu știu ce meserie, dar... Dar crezi că e de meserie? Bă, pare rău să o zic. Eu am cunoscut un singur gigolo așa de aproape, știi? Așa. Eram împreună cu Sebi la mare, în afara sezonului. Deci ori începea sezonul de mare, ori se termina, nu știu exact. Aha. Și eram cu Sebi la mare. Ne plimbam acolo, nu știu, plecam Duda, era, nu știu, 10:30. Seara și o oră de asta incertă, nici sezon, nici nimic, 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 nimic. Și față la un hotel de ăsta, unul dintre hotelurile alea, că bine, toate sunt fost comuniste, mama aia, dar unul din ăsta mai semi-renovat, mai de 3 stele, o luasem pe acolo pe oale și ha-ha-ha, gălăgie, nu știu ce, apar doi băieți în genul ăsta, dar varianta mai cheap, adică mai de mâna, nu, Marian e bine. Uh-huh. Unii așa mai bătuciți, ca să zic eu așa, știi, băi, știi? Cu două doamne... beți oricum toți patru, două doamne cu vreo 15-20 de ani peste domni. Da, așa. Și urcă râzând la hotel, hai salut băieți ăia, știi, vorbește, intră în vorbă și cu noi. Nu știu, mai dăm o tură și după vreo oră ne întoarcem înapoi tot pe acolo și băieții ieșeau, dar doar ei. Uh-huh. Și ne-au povestit că ei sunt gigolo și atât am ținut minte din toată interacțiunea. Știu că avea o curea cu turnul Eiffel pe ea și știu că el a zis exact, ad literam, exact așa, poate să certifice și Sebi asta, a spus că porecla lui este micu Paris, că atunci când stă pe spate se vede turnul Eiffel, frate. și jur că odată eram în București și a trecut pe lângă unul la un moment dat și Sebi zice, bă, ăla nu-i micu Paris? Și eu știam, asta nu se știu la 10 ani după episodul ăsta. Asta era când era 17-18 ani și am văzut la 28 după aia. Bă, la lui Micu Paris. Bă, o fi Micu Paris. Cum ei spune? Ce poreclă e de-a lui? Cam țin minte asta. Poreclă lui Marian. Nu știu, mă uit așa la el. Și... Pantera, i-aș zice. Pantera gros. Pantera gros, da. Pantera gros. Hai să-i dăm mai departe. Felicitări. Asta Marian. E, da. Aici... Aici... Mamă, mâncați ești gura ta. Dar l-ai pus Shanghai, boss? Da. Mă rog. Pui românesc. Bă, ia uite. Fut un copil. Cum era dacă băga niște capete de la... Aia apare lejer șaurma la preș. La preș? Da, mă, preș. Și e făcut în preș, nu vezi? Cum adică șaurma la preș? Păi iei preșul de la ușă, frumos, pui carne pe el, sos, ha? Băi, da. Eu vreau să te întreb, nu ți se pare bătaie de joc? Da, pentru toată lumea implicată. Adică mi se pare bătaie de joc și pentru toți, și pentru cartofi, și pentru carne, și pentru omul care face. Chiar și e... pentru toată lumea. Adică... Da, și pâinea... Da, mamă, cum curge maioneza, dar și vede că a căzut pe jos acolo, ești nebun? Da. Boss, nu e... Adică, nu știu... Dar cine vrea asta? Nu știu, n-am să pot... Și cum o mănânci? Adică te duci acasă, știi cum e mai... Te duci acasă, pui toată familia la masă, pui și urmă și o desfaci așa pe masă, exact. Și mănânci cu mâna așa ca animalul din clar. Ea. Așa trebuie, nu? Da, că în mașină. Că n-ai cum să o mănânci să guși din ea. În mașină nu poți transporta. Tu crezi că ai putea să mănânci o de aia întreagă? Așa, până e mâncate? Da. Da? Da. Dar cât crezi că are? Cât poți să... Are peste un kil, nu? Da. Un kilogram, eu zic. Deci ea... Două, hai să zic. I-a turnat maglavaisul ăla și pune în continuare. Deci i-a aplicat mult prea multă maioneză. Deci îi dă cu maioneză de 3 ori la șaurma asta. Fii atent, deci o scoate, da? Îi bagă maioneză, pune cartofi, pune carnea, ketchup, maioneză,
pune așa, nu știu ce, și ce îi lipsește să punem un pic așa decorativ pe ea, să arate niște maioneză. Trebuia de ce să nu ia pune niște maioneză? Trebuia să ia lingura, la final se facă valuri dintre ele, cum se face în... Mamă, dar aruncă-mă tot după jos și mă ocup eu. Dă-mi pune, dă-mi voie să intru, aruncă-mi tot după jos, că mănânc eu, știi ce zic? Adică nu e departe de a mânca, adică între asta și să mănânci toate ingredientele dintr-o găleată, știi ce zic, aruncat dintr-o găleată, nu e mare exact diferență, știi? Exact, exact. Da, nu știu, eu nu sunt cu... Știi că sunt și burgeri aia foarte, foarte mari. Nu sunt cu chestiile astea. Nu mi se pare apetisant absolut deloc. Mănânci un copil. Mă, și puiul ăla cum arată. Ești, oricum, nu? Acasă trebuie să-l duci în scaun de ăla special. N-ai cum. Trebuie să, cel puțin să-i pui centura în spate. Bă, dar și carnea aia, zici că am crucișat cineva puiul cu caracatiță. Uite, deci tu... Sunt capete de alea, de alea, boss. Boss, cumpris. Și sunt sigur că costă ceva gen 23 de lei. Da, da. Sau ne-am ceva. Bă, dacă chiar aveau imaginație, îl împachetau în scutec. Știți de, tu ai cumpărat așa urmă în scutec. A, pe principiu că dacă tot e cât un copil... Să-l faci ca lume. Să fie în scutec și să fie și în scutec cu sosuri, dar... Bă, la ce am avut azi nu-i departe. Nu-i departe. Dă-i mai departe, mă, băieș. Bă, și are... Stai, mă, stai un pic. Dă-n-apoi. Dă-n-apoi. Băi. Băi. De ce... De ce arată așa, mă? Băi, de... Zici că e un Sims care și-a dorit să fie un om adevărat. Bă, mă scuzi. Mă scuzați că intervin. Zici că un clip. Zici că un clingonian a făcut dragoste cu Aurelian Temișan și a ieșit acest spartan. Băi, frate, de ce arată îi dai operat? Să mori pe bune? Eu cred că... Mi se pare că e bătut, boss, acela. Arată ca o păpușă de ventrilog care și-a dorit să fie om și s-a blazat. Ești nebun de... Bă, ia dă-i play, mă, bă, băiatule. Deci, spartanilor, lăsați cuminți că vă sparg, asta e din start, o să obelim rău de tot că am râs, asta e așa. Omul de ce are podeaua? S-a băgat sub masă, boss. Băi, nu. Nu cred. Nu cred. John Cena. Bă. Ce? Băi, asta fac Sims când nu te uiți la ei. Când închizi calculatorul și nu-i vede nimeni, asta fac personajele tale din Sims. Deci, când e calculatorul închis, asta se întâmplă. Ce putere a demonstrat această mișcare că s-a băgat sub masă și-a luat tot. Bă, din nou, mă scuzați că intervin. Eu cred că asta e șmecherie în caz de cutremur. Deci noi când eram mici ne învăța că dacă vine cutremurul te duci la tocuș sau te bați sub bas. Așa și acum. Bă, nimeni nu se întâmplă. Dacă vrei să fii șmecher când e cutremur, când e cutremur, e cutremur în pula. Vrei să fii șmecher? Ceva, te bați sub bas. Asta e șmecherie în caz de cutremur. Aoleu. Mamă. Băi, frate, să-ți ajute Dumnezeu să te faci bine. Bă, dar dă înapoi, frate, dă un pic la cum arată. Stai, mă, boss, că stai operat. Dar asta cred că s-a operat la sat. Cred că, bă, bune, deci cred că eu... Deci operat, boss? Pensat e? Dar e și operat? Nu se pare că e bătut, că are ochii umflați? Arată ca ăla din, cum se numește, din Saw, dacă trecea cu masca pe față printr-un incendiu și se lipea pe față. Deci arată... Bine, star seducătoruc. Băi, aproape că mă simt prost, frate. Știu, dar... Aproape că mă simt prost. Dar nu mă simt prost. Băi, frate, dar și mie când eram mic, cred că mă jucam și așa cu masa, o mai luam în spate și mă plimbam cu ea prin casă. Da, bă, dar când erai mic. Și vezi că are podea,
pe tavan. Deci are genul de chestie și o gaură. E, asta e. Băi, frate, ce e bine că are toată lumea internet. Ce e bine. Pentru toate gagecuțele de ce? TikTok, dacă sunteți mă una singurică, sunați-mă la Daniel Bengo, să văd ce are în jacul. Dați-o în telefon, toate plășelele mă fac. Daniel Bengo, subos. Prima și prima dată, da? Bă, o secundă. Lanț legat la un alt lanț. Stai un pic, mă uitam un pic că seamănă, știi cu ce seamănă un pic, frate? Yeah. Cu Tom Hanks. Deci dacă Tom Hanks îl îmbătau niște bagabante la vas lui și profitau de dânsul, cred că cam asta, cam pe acolo era. Are un șarm. Da. Are un șarm. Se vede că are un șarm. Da. Deci nu e șarmless. Locuiește într-o mașină, nu? Da, eu pare o rulotă. O rulotă, da. Adică pare o rulotă din aia în care te întreb dacă a aparținut vreodată cuiva, nu? Uh-huh, uh-huh. Da, pot să văd aici în spate că are cujmă, are blană de oaie. Are deci lanț la lanț. Are lanț la lanț, boss, ia uite, e lanțul. Pare să aibă lanț la lanț la lanț. Sau nu, nu, da. Nu. Deci are două lanțuri, ăla auriu și ăla... Da, medalie. Da, și după aia are lanț la, la lanț. La lanț. Da. Și posibil să mai aibă încă un la lanț, dar nu vedem noi. Cine știe până unde se duce lanțul? Așa e. Că nu știm. Aici n-are comentarii. Probabil că nu, s-a supărat. Da, le-a închis, le-a închis. Da, da. Nu e șarmless. Pentru toate gagicuțele, vezi că e și acolo la pe cuvinte, e bine. Daniel Bengoso. Da, crezi că s-a combinat vreunul din ăștia așa? Adică i-a scris oare cineva? Da. 100%? Da, lejer. Sigur? Lejer, boss, lejer. Bă, ar fi bine. Adică da. Ar fi bine. Pentru clar, asta e internetul clar, până la urmă. Dar 100%. 100%. Eu cred că Daniel Bengos a avut mai multe femei decât am avut noi vreodată în viața asta. Posibil. Da, nu exclud. Te-ai gândit tu vreodată să pui lanț la lanț? Boss, despre ce vorbim? Nici nu mai are sens. Așa. O dăm pe notă serioasă? Vrei să intrăm aici sau... Da! Vrei? Bine. Da, mai avem ceva neserios înainte de nota serioasă? Cred că mai avem, da, asta yeah. Este de la Gicu. Deci și asta? Este Reading Rainbow cu DMX. Da, Reading Rainbow s-a de citit, da? Da. E un featuring bun, nu știu dacă o să ne... 10 puncte pentru tricou cu Contra. Da, ia uite. Nu știi ce? Cred că Contra știu. Un joc, a fost un joc pe consolă, pe Atari și pe primele console era acest Contra imposibil. Pe vremea când jocurile chiar se făceau gen în așa fel încât să nu le termine toată lumea. Uh-huh. Adică erai șmecher dacă terminai Contra. Oh. Deci erau, așa erau jocurile pe vremea, erau grele. Bă, și Prința Persia, nu știu, nu termina toată lumea, nu era pentru toată lumea, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și da, are tricou cu Contra, foarte tare. Așa. Mai avem China și mai avem și mâncatul ăsta tare da, ciudat. Cu China. Hai cu China, da? Nu știu dacă ai văzut ce se întâmplă în ultima vreme în... Cu clădirile construite din nisip sau... Nu. Sau cu ce? Nu e asta. Nu e asta. Ne uitam la clip prima dată. Da. Da, am văzut că se trăiește... Stay in your room, nu știu ce, clădirile... Mă rog, drona aia zice că... Clădirea e în totalitate sub zi de asta. Control your soul's desire for freedom. Da. Do not open your window or sing. Exact, stay in your room. E carantină, așa. În China,
cred că ai auzit, s-a adoptat politica asta Corona Zero. Da. Problema este că acum foarte recent a luat foc un bloc, boss. Și pentru că ei... Așa, au murit oameni, știu. Și-au murit oameni, da. Plus că, stai un pic, că mai trebuie menționat că te sigilau în apartament. Asta vreau să zic, că blocurile astea se sigilează. Se sigilează fiecare apartament în parte, nu și doar blocul. Și blocul la final se închid ușile și oamenii nu mai au voie să mai iasă până ce nu se fac bine. Pe final, da. Cu care începem? Mac and cheese? Mac and cheese. Mac and cheese. Am găsit aceste documentare pe internet. Eu pe YouTube ajung în tot felul de zone astea mai puțin descoperite și pe care nu prea le caută multă lume. Țineam minte eu mai demult că văzusem niște oameni care din cauza unor probleme de astea emoționale, psihologice, din timpul copilăriei sau de la o vârstă foarte fragedă, pot mânca un singur lucru. Uh-huh. Ăsta mănâncă numai macarane cu brânză. Și numai că mănâncă numai macarane cu brânză, mănâncă doar un anumit tip de macarane cu brânză. Deci, orice altă mâncare îi face groaznic de rău. Asta carnea zice că este super gory pentru el și e super nasol și îi provoacă o silă profundă, dar sunt oameni care mănâncă de toate. Adică ăsta mănâncă numai macarane cu brânză, e altcineva care mănâncă numai cartofi prăjiți. Ăsta mănâncă numai brandul ăsta, Velvita, nu știu cum. Și pentru că ei spun că au avut un trecut traumatic și asta, mâncarea asta cumva îi duce într-un punct când se simțeau safe și totul era în regulă. Tu ce ai mâncat, Baboiaș, dacă ar fi pizza, că ziceai mai devreme, dacă ar fi să alegi un singur lucru să mănânci până la finalul vieții? Ah, un singur lucru. M-am gândit un pic la asta. Băi, aș mânca ceva sănătos. Gen broccoli cu pui și cu orez sau ceva sănătos, pentru că oricum, indiferent ce voi alege, tot o să fie de mega căcat, nefiind din categoria asta de oameni care cumva simt nevoia și trebuie să mănânc chestia aia, că altfel nu pot să trăiesc dacă nu mănânc doar aia. Da. Oricum, indiferent ce mi-aș alege, tot o să fie compromis la un moment dat. Deci zicem că îmi plac foarte mult pastele, oricum după un an de zile nu mai pot să le văd, știi? Uh-huh. Și așa că dacă tot o să mă chinui cu același căcat până la finalul vieții, măcar să mănânc ceva sănătos, știi? Și da, să am beneficiu de a mânca ceva sănătos, știi? Da, 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 așa e. Nu așa e o strategie rea, nu? Nu e o strategie rea, ai gândit-o bine. Sufletul meu spune pizza. Pizza? Da, pizza pepperoni. Vezi că trebuie un singur tip de pizza. Pizza pepperoni, sunt foarte ok. Bine, acum, știi că speranța ta de viață e gen 15 ani din momentul ăsta dacă faci asta. Acum că mi-ai zis chestia asta, aș fi ok cu pizza cu primavera. Asta cu arugula, cu roșii cherry, cu... Da, pentru că poți să alegi să mănânci de pe ea, de exemplu, astăzi vreau să mănânc doar arugula și arugula, da, sau cum... Da, da, rucola, da. Nu cred că știe nimeni cum se zice corect. Tu ce ai mâncat, Denis? Orez cu pui, direct. Orez cu pui? Da. Numai orez cu pui? Da. Deci tot pe varianta orez cu pui. Îi mai este ceva mai sănătos? Orez cu pește, nu? Peștele teoretic e cel mai sănătos. Așa. Deși e cu mercur cu ăsta, nu poți orice pește, știi ce zic? Da. Asta e, nu știu, e... Stai că s-a gândit mai bine. Pilaf cu pui. Pilaf cu pui, da. Corect. Dar oamenii ăștia n-arată sănătos niciunul, adică... Asta vreau să zic și eu, că ăsta e echivalentul unui koala. Efectiv își dă debuff singur, mâncând același fel de mâncare. Dar știi ce-i culmea? Că toți ăștia care mănâncă așa, să căutați, scrieți și voi pe YouTube, been eating the same thing, been eating the same nu știu ce, for nu știu câți ani, și să vă dea mai mulți, cu cartofi prăjiți, sunt cu diverse. Toți par destul de happy așa. Adică, nu știu ce să zic, câte... Știi, și nu pare că trăiesc, știți, imaginez că un om care mănâncă același lucru în continuu, uh-huh, ar trăi niște condiții de astea improprii cumva. Da, ia uite steșul. A, și mergând pe la mai ai care cu dezinfectantul de mâini? Nu l-am pregătit, dar da, îl mai am. Deci căutați, este unul, așa am găsit, deci din zona asta am ajuns și din zona de alte adicții și era unul care bea dezinfectant de mâini. Mm. Pentru că era un derivat al alcoolismului, practic. Că a calculat cumva că asta e cea mai ieftină variantă pentru a fi alcoolic.
Păi mori. Trebuie să-ți amesteci cu apă. Deci îl amesteci cu apă? Da, nu-l bei așa. Bine, la o ocazie, la ceva, mai bei și sec, știi? Păi asta e. E ziua cuiva, știi? Îți permiți. De Crăciun, de, știi, de sărbători, știi? Îți permiți să-ți... Pui sec, știi? Că, da. Când vine omul la tine, nu-i pui, știi? Nu-i combin cu apă, știi? Vine o rudă, vine, știi ce zic, bunicul, bunica, nu-i servești cu... Le pui tu frumos, deschizi un pachet de Velvita, paste, nu știu cum, pui un 50 de... Protex? De Protex și... Ca să fie sărbătoare, totuși, nu ne bate în joc. Mi se pare corect, da. Da. Eu... nu știu, mie ce mi se pare că e așa... Bă, dacă tot alegi să mănânci un singur fel de mâncare pentru toată viața ta, nu mergi tu câte ceva, către ceva mai premium? Nu încerci să-ți faci tu? Bă, acum nici nu știu dacă își permit oricine, de exemplu, să fie dependent, nu știu, de caviar care costă $1,000 kilogramul și să te coste mâncarea pe zi $2,350. Doamne, eu sunt dependent numai de foie gras cu voiță de aur. Dacă mănânc chiar și ăla simplu, îmi provoacă o greasă profundă. Mâncarea mă costă $75,000 pe lună. Dacă n-am un milion pe an, eu mor de foame, frate, că nu... În afară de, știi, homar stropit cu caviar și da, cu, știi? Exact. Adică trebuie să fie totuși un echilibru între cât costă, știi? Bine, hai să nu zic că îți faci tu mac and cheese, dar mi se pare că... A zis să-ți faci tu de casă, cumva. Da, da. Măcar atâta lucru, nu știu, să îți tu o brânză, să faci un sos beșamel ca lumea. Dă-i play la clip un pic, ca să vezi de ce. Nu o să înțelegi de ce, da? Deja scos la pachet, așa, da? Și îl face, dă mai în față, da? Mai în spate. Mai în spate. Când mănâncă, că îl face așa. Omul nu a pus în farfurie, bro. Tu vrei să-și gătească el? Deci omul mănâncă din oală. E nebun. Ce să-și gătească? Bă, dar e barbar rău. Cred că și latura de conveniență sau lene este... Deci îl ține așa cu o mână, înțelegi? Uite ce grip are, zici că e Federer la serviciu, ești nebun? Deci zici că se pregătește să... Dar nici nu mănâncă cu plăcere, boss. Nu mi se pare că mănâncă cu plăcere. Ai zis că câteodată nu e ușor. N-atinge cu buzele, mănâncă doar cu dinții. Nu, pentru că nu suportă oamenii ăștia, nu suportă de fapt să aibă mâncare în gură. Stai un pic. Deci nu suportă să aibă nicio mâncare în gură, dar au o mâncare pe care o tolerează în gură. Asta e ideea. Deci el nu mănâncă pentru că îi place atât de mult mac and cheese-ul, ci mănâncă mai degrabă mac and cheese pentru că urăște atât de mult celelalte mâncăruri și urăște atât de mult cum se simte restul mâncării în gura lui. De-aia face treaba asta. Wow! Da. Ok, asta schimbă... Și Victoria Beckham face asta, băboiaș, te rog, următorul clip. Doar că ea face din rațiuni, nu știu, poate din aceleași rațiuni, dar ea a ajuns exact la... Dar cine l-a bătut? Deci de ce este asta? Un pic, înapoi. Poate juca fotbal sau ce crezi că s-a întâmplat? Ce a pățit? Coș? Cred că s-a supărat Victoria pe dar el. Dar n-are că coșul, boss, n-are cum... Nu există coșul. Victor Beckham era să zic. Victor... N-are Victor, Victor că se iubesc două muște pe, da, da, pe da, Adidas. Dar în asta chiar n-arată bine în asta. Nu. Deci n-arată... Da, mă recunosc, m-a bătut. Da, e nebărberit. Te-a bătut? Pare hârcănit aici. Nu e... Supărat. Nu e pe... Uite, aici în restul e foarte prezentabil. Da, cu tatuajele alea, cu... Ia uite-l. A, și aici presupun că povestește despre mâncarea... Da, deci ea tot așa, ea a abordat strategia mea și anume mănâncă ceva foarte sănătos să fie. Cred că fără sonor nu o să ne dăm seama. Da, stai că am văzut aici. Asta mănâncă. Da, aici. Somon, orez, broccoli. Da, nu vreau să pun sunetul pentru siguranța. Cu siguranță nu e bine. Da, exact. Dar da, somon... Bă, e adevărat sparanghel. Că șparanghelul face treaba mică nasoală?
Să miroasă rău? Da, da, e adevărat. Băi, nu știu, n-am mâncat suficient de mult sparanghel. Uite, o să mănânc într-o zi și zic. Să vezi, te rog. Că i-ar fi nasol pentru doamna Victoria Beckham. Bă, nu știu, că nu știu cât de into water sports sunt ei, adică... Dar nu, în principiu, nu e, bă, tu ca Victoria Beckham, mi se pare că nu, să-ți miroasă pișatul nasol. Bă, asta e adevărat, într-adevăr, adică... mă gândeam și la asta, știi, că după ce te duci la Budă, știi, felul în care rămâne după tine, știi? Da, asta e. De asta e important să ai gemulezi la Budă. E greu să ai Budă fără gemuleț. A, la aerisire zici. Da. Adică, da, e nasol să lași un miros de, știi? Aia zic. Cine a fost la baie? Victoria. De ce miroase a boschetară în baie? Mănâncă asparagus. Dar miroase, știu mirosul, e greu de descris. De sparanghel. Da. Dar e o mâncare bună, adică sănătoasă. Oricum, cred că a ajuns să nu, efectiv, să mănânci carte. Adică, oricât de gustoasă ar fi, cred că la un moment dat nu mai simți nimic. Da, și mi se pare bizar să-ți refuzi, adică să-ți permiți să mănânci orice și efectiv să-ți refuzi plăcerea asta vieții total, știi? Da, da. Asta mi se pare ciudat, că mâncatul e o plăcere, adică nu doar că e o plăcere, este una dintre sursele naturale de dopamină și sănătoase exact. De dopamină din lumea asta, adică sex, mișcare și mâncare. Yep. Astea sunt cele trei surse naturale de secreție dopaminică. Și să-ți renunți la una așa... Cine avea aia cu colele? Lagerfeld, nu? Cu ce? Că dieta lui era compusă doar din cole pe zi, 4 sau ceva, nu? Trebuie să verific asta, dar... Nu pot să cred, bea doar cola? Băi, căutăm acum. Eu așa știu că... S-ar putea să-mi dea cu totul altceva, dar o să vedem. Spoon light program. A very low fat, very low calorie diet washed down with plenty of diet coke. Ah, da, uite, băga favored fish, lean meat, fruit, skim milk, vegetables, evita alcoolul, cream, sugar and other carbs. Ok, deci nu era ce tu based on Pepsi. Tu credeai că bea doar... Bă, uite, nu m-ar mira, de exemplu, dacă aș afla, apropo de teoria conspirației, că omul ăsta n-a existat niciodată. Înțelegi? Că a fost inventat de compania Lagerfeld, whatever, știi? Mm-hmm. Sau știi? Mm-hmm. L-au, evident, da. L-au fabricat, știi? Da. Nu e ca și cum verifici, știi? Adică nu, știi, e genul de conspirație pe care, știi, nu te verifică nimeni. Ia să vedem, mă, există, știi? Da. Adică nu m-ar mira să nu fie, știi? Adică a existat unul pe care îl îmbrăcau, știi? Dar era ca ăla din Iron Man, ca, cum îl cheamă? Ca ăla pe care îl juca Ben Kingsley din Iron Man 2. Sau 3. Nu The Samaritan. Gigu? Cum îl cheamă pe ăla în Iron Man? Ăla care îl juca Ben Kingsley din Iron Man 2. Personajul pe care îl juca Ben Kingsley în Iron Man 2, ăla cu... The Mandarin, așa. Nu ar mina să fie ca The Mandarin și să nu fie existat niciodată. Pare un pic inventat, adică, acum că îmi spui... Știi, nu pot să-mi imaginez făcând lucruri obișnuite, știi? Da. Știi? Da, așa e, da. Pare. Da, e, așa e. Deci nu e fully deci, based on teoria cola. Conspirației, Karl Lagerfeld ca persoană n-a existat niciodată. Da. Folosiți-o, duceți-o acasă, scrieți pe forumuri. Exact. Vreau să vedem până unde putem să se ducă. Acestea fiind zise... Lonely fans. Lonely fans forever. Da.